Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. E început de an, mi-am propus ca de fiecare dată să realizăm o retrospectivă a principalilor evenimente politico-administrative din județul Neamț și în referire specială la Roman. Pentru a realiza acest deziderat, l-am invitat din nou în platou emisiunii Interviu cu Flora Ordean pe domnul Bogdan Sava, cunoscut politolog local. Bună ziua, bine ați revenit la Roman 24 și mulți ani pentru 2017. Bună ziua, mulțumesc și pentru această invitație. Mă bucur să începem chiar anul cu o colaborare. A fost unul din cei mai grei ani, încărcat de două runde de alegeri, una pentru alegerile locale și cea de-a doua pentru alegerile parlamentare. Dacă ar fi să punem în balanță atât prestația oamenilor politici, cât și rezultatele acestora, care ar fi opinia dumneavoastră și cum ați explica această ascensiune de netegăduit a Partidului Social Democrat la nivelul întregii țări și pe care de consecință și la Neamț, respectiv Roman? Alegerile locale constituie un bun predictor al alegerilor parlamentare, în sensul că tendințele se văd din vreme. S-a și văzut, de altfel, alegerile parlamentare locale acest an, că cele două forțe politice majore ale României de 25 de ani, un partid declarat de centru-dreapta și unul de centru-stânga, își dispută majoritatea posturilor în administrația locală sau în administrația centrală. E adevărat că față de alegerile locale, Partidul Social Democrat a obținut un număr mai mare de mandate, de voturi și de mandate la alegerile parlamentare, însă trebuie să reținem că de fiecare dată din 1996, Partidul Social Democrat, PDSR, cum se mai numea, a obținut măcar aproximativ o treime din voturile populației, iar acum faptul că s-a dus spre 40% nu constituie totuși o abatere statistică deosebit de importantă. Ceea ce s-a întâmplat, faptul că s-a fragmentat scena politică a concurențelor Partidului Social Democrat și au intrat mai multe partide așa numite de centru-dreapta în Parlament. Cu pronunțată tentă de Balama la procentele pe care le au. Da, vorbim de PMP aici, PMP-ul lui Băsescu și de ALDE. Mai degrabă mă refeream la USR. La o struță cămilă provenită din societatea civilă. Da. La USR și PMP și doar în secundar ALDE. Mă refer la retorica politică, adică o retorică anti-PSD la cele două partide în afară de ALDE, care a prins la un segment important al populației și ca urmare PNL n-a mai reușit să coaguleze sau un singur partid n-a mai reușit să coaguleze majoritatea voturilor anti-PSD. Dacă ne uităm bine, din câte rețin împreună voturile adunate ale USR și PMP, aproape că egalează voturile obținute de PNL și dacă adunăm și alte formațiuni secundare, cum ar fi Alianța Națională România și Partidul România Unită sau alte partide minore, vedem că totuși opoziția la PSD a fost împărțită. De altfel, în bună măsură de asta constatăm o prezență slabă. Eu vă propun să discutăm pe cifrele reale obținute la aceste alegeri. La Camera Deputaților PSD-ul a obținut la Neamț 45-65%, PNL 20,3%, USR 8,7%, ALDE 5,62, PMP-ul 5,27, Partidul România Unită 2,79. La Senat, PSD-ul obține 45,85, PNL-ul 20,40, USR-ul 8,77, UDMR-ul
iată că apare în ecuație UDMR-ul 6,28%, ALDE 6,05%, PMP-ul 5,55%, FRU 2,95%. Dacă îmi permiteți o corectură, ați menționat că e vorba de neamț, e vorba de nivelul național aici, la rezultatele la nivel național. Aceste... care sunt apropiate cu cele de neamț, ceea ce v-am dat eu citire aici, sunt cele de la... Remarcasem Partidul Maghiar și de aceea. Nu. De mereu apare spre marea noastră curiozitate, la neamț apare și este apare, acea... Apare, dar nu cu acele rezultate. Da, și chiar au avut culmea că au avut reprezentanți în secțiile de votare, dar asta nu e prima dată când se întâmplă la neamț. Este și acea confuzie, apropierea de Harghita Covasna, plus confuzia care se creează ca semn electoral, mai ales la o populație cu o vârstă mai înaintată, plus, iată aici că aș vrea să introduc în discuție un nou lucru care mi-a venit chiar acum în cap, este vorba de confuzia voită care se creează în timpul electoratului și modul de organizare a secțiilor de votare, parcă special făcute să inducă în eroare pe alegători. Am circulat prin mai multe secții de votare și am constatat că în 11 decembrie, deci ne aflăm în plină iarnă, când ziua este cea mai scurtă și noaptea cea mai lungă. Eu m-am prezentat la vot undeva în jurul orei 7:30 de minute. În secția de vot din Ecaterina Teodoroiu, unde am votat eu, era un bec absolut care dădea o lumină slabă, iar numărul mare al candidaților și hârtia proastă, de proastă calitate de pe buletinele de vot, au creat o confuzie și mă gândeam că dacă eu am avut dificultatea aceea de a găsi candidatul cu care doream să votez, ce se întâmplă undeva la țară, unde femeile au privirea slabă. Deci aici mi s-a părut întreținută voit această stare de confuzie. De câte îmi dau eu seama totuși, dacă ar fi persoane hotărâte și cu nu, care au fost prelucrate, să zic, la nivelul pozitiv asupra poziției candidatului sau partidului pe buletinul de vot, atunci acea persoană, dacă nu se descurca cu văzul, probabil ar fi cerut asistența cuiva să o ajute să voteze, dacă ar fi constatat că e luminozitatea slabă. Dacă persoana n-a fost prelucrată, ca să zicem așa, și nu i s-a indicat în mod expres pagina respectivă. Le-au și fost teamă. Haideți să ne amintim fenomenul Dragnea, care n-a mai dat chef de fraude electorală nimănui. N-a mai... Bine, e dreptul totuși electorului, dacă simte că nu vede corect, să ceară asistență de partea de regulă, dar nu, de votare, dar în realitate știm cu toții că nu se întâmplă așa și că se votează norm. Într-adevăr, există și scădere la fiecare alegere sau într-o organizare, există și scădere și lipsuri, însă presupun că acest factor a jucat un rol destul de scăzut la aceste alegeri, pentru că nici n-au fost reclamații prea multe, n-am auzit de reclamații. N-au fost pentru că... Privind împiedicarea electorilor să voteze, că era... Da, aici haideți să vorbim de punerea la punct a sistemului acesta electronic de verificare a identității celui care votează și condiții în care chiar nu și-a mai permis nimeni și iată că exemplele acelea de tip Dragnea și alți câțiva care au fost judecați și condamnați pentru fraude la sistemul electoral a prins bine. Și au fost cele mai curate alegeri, se pare, din ultimele cicluri electorale. Vorbim de la o etapă la alta, de la cele locale la cele din 11 decembrie. Au fost cele mai bine supravegheate, ca să mă pronunț așa. Nu știu dacă au fost cele mai curate. E gros să-ți dai seama unde stă curățenia. Nu prea văd cum se mai putea frauda pe sistemul acesta electronic, deși spun că cei versați știu să găsească mijloacele de fraudare. Până la urmă, e foarte greu să fraudezi și să rămână după o vreme
nemărturisite aceste fraude, adică trebuie să se împrăștie vorba despre fraude respective chiar și după o vreme, poate n-au fost constatate, n-au fost în flagrant, dar e greu să fraudeze. Bine, afară de marile exemple de nivel național, Dragnea, care a fost absolut pusut coață albă ceea ce mi s-a întâmplat. Atunci au fost atât de mult, au fost oameni implicați și au dat... Da, dar n-a fost singur, Dragnea, era într-o alianță, era în USL atunci. Da. De ce a răspuns numai el politic, când n-a răspuns nici Crin Antonescu, n-au răspuns nici ceilalți lideri ai Partidului Național Liberal? Aștept că răspunsul liberal să fie că el fiind responsabil organizatoric și el alții, da, nu s-au preocupat de detaliile... Cele, nu știu dacă numai el, răspunderea ca de pe lui. Întorcându-ne la oile noastre, cele de la alegerile parlamentare care sunt aproape, aș vrea să discutăm un pic de mandatele repartizate. La Camera Deputaților arhicunoscutul Ioan Munteanu a intrat în cel de-al cincilea mandat. Dănuț Andrușcă, ăsta e un apropiat al președintelui Arsenie din zona Târgu Neamț, a mai făcut parte din guvernul lui Victor Ponta când a fost secretar de stat și se pare că după ultimele zvonuri ar avea acum din nou de ocupat un post cu susținerea lui Ionel Arsenie, care este unul dintre liderii foarte bine cotați ai PSD-ului din județ, cu rezultate foarte bune. Pentru prima dată el reușește să înfrângă reduta penelistă de la Roman, ducându-l pe Leoreanu la redistribuire, deci rezultatul la redistribuire. Deși lucrul despre... la care eu nu m-am așteptat. Eu m-am așteptat pentru că era de așteptat scorul acesta după o campanie incoerentă pe care PNL-ul a avut-o la nivel național și criticată din interiorul partidului. Nu m-am așteptat. Marea greșeală de a promova pe Cioloș, care nu le-a dat o mână de ajutor măcar, nu s-a implicat până în ultima zi de campanie niciodată și totuși bannerele lor erau numai cu Cioloș. Aici s-a mizat pe, mereu se mizează pe o locomotivă, pe o personalitate așa numită sau așa denumită desemnată, curată sau cu mare priză la electorat. În cazul de față, ce s-a întâmplat? O bună parte dintre cei care aveau încredere în Dacian Cioloș nu se oricum nu votau sau au rămas, sau hotărât să nu voteze. Și această personalitate, Dacian Cioloș, nu a jucat un rol atât de însemnat în cota electorală a PNL. Însă mă aștept totuși ca, promovând după Dacian Cioloș, PNL-ul să fie obținut acum, cum s-a întâmplat, un rezultat mai bun față de momentul în care nu l-ar fi promovat pe Dacian Cioloș. Mă aștept la această chestiune. Să fi fost mai prost rezultatul decât fără Dacian Cioloș. Bine, dar iată că acum, chiar când veneam spre emisiune în coace, am văzut un nou scandal la nivelul PNL-ului, care au decis ca după demisia fostei președinte a PNL-ului, gest care trebuie admirat. Raluca Turcan, președinta aleasă pe criteriul cel mai bun rezultat la nivelul organizației PNL din țară, să fi nemulțumit baza partidului, împărțită din ce în ce mai clar între cele două aripi, aripa pedelistă și aripa penelistă, peneliștii pur sânge. Aici eu am o rezervă în privința faptului că numai acel factor de cel mai mult rezultat al unei județi, al unei organizații, a dus-o pe Raluca Turcan la președinția PNL. Marele puteri obișnuiesc, au o practică obișnuită de a-și susține, recomanda favoriți în conducerile partidelor din statele cliente sau satelite sau aliate. Și din câte am studiat CV-ul Ralucai Turcan, aceasta are studii îndelungate
în Statele Unite și nu numai, și în state aliate României și Statelor Unite. Cred că este o persoană care bucură Statele Unite și cred că a jucat un rol și acest factor, și faptul că are o educație în Statele Unite. Principal de a fi fost ruda lui Teodor Solojan, care rămâne totuși un personaj politic interesant, cu un rol bine determinat în istoria recentă a liberalismului. Acum, chiar dacă face parte din aripa băsistă. Acum, desemnarea Alinei Gheorghiu, Alinei Gheorghiu, Gheorghiu și Ralucai Turcan urmează de altfel și un mecanism tipic la partidele care au avut un lider ce, din motive obiective, a trebuit să-l părăsească, cum ar fi fost președintele țării. Și președintele țării presupun că în continuare este interesat să aibă un rol important în Partidul Național. Vorbim de Băsescu, nu? Sau de Claus Iohannis? De Claus Iohannis. Și este interesat în continuare să aibă un rol important în Partidul Național Liberal și pe scena politică românească în ansamblu ei. Și de aceea, cu cât un lider politic este mai slab în fruntea PNL, fostul partid al președintelui, cu atât influența președintelui se exercită mai pregnant. Și de aceea mă aștept ca aceste două lidere să fi fost puse în bună măsură și pentru că nu au o bază puternică în partid, cum se și vede, și vor avea de gestionat, într-adevăr, probabil conflicte între tabere. Deci spuneam, Camera Deputaților Ian Munteanu, Danuț Andrușca, Ciprian Constantin Șerban, liderul Organizației de Tineret, Alexandru Rotaru, rămașcanul nostru. Fostul președinte al Organizației de Tineret. Nu știu dacă... de Rotaru, dar fostul președinte, și-au disputat între cei doi, Neculae Iftimie, Mugur Cosmanciuc, Laurențiu Leoreanu și Bulai de la acest PSR, chiar a fost chiar surpriza surprizelor, nimeni nu s-aștepta ca acest tânăr provenind din PAC-ul de la Tămășeni să ocupe la redistribuire un loc. Nu se așteptau, într-adevăr, așa este sistemul electoral conceput. Se iau în calcul la un anumit moment dat, în ultima fază, și resturile obținute de partide la nivelul țării, și USR a obținut unul dintre cele mai mari resturi în județul Neamț, iar celelalte partide mai mici, cum ar fi ALDE și PMP, au avut resturi mai mari în alte județe față de Neamț. Și iată cum a ajuns și Iulian Bulai. Se zice că e un tânăr deputat, dar eu zic că e această... Și el și Sebastian Burdușa. E o surpriză plăcută. Sebastian Burdușa iarăși a făcut o figură extraordinar de frumoasă, tânăr cu studii la Harvard, venit de la Banca Mondială. De câte cunosc, a fost și cel mai de succes candidat independent. Da, aproape 7.000, și el și Carabelea. La nivelul țării nu știam, eu știam de Neamț. La nivelul țării, din câte am văzut eu. Bun, dar este și un tânăr cu totul deosebit. Pe mine chiar mi-a făcut o impresie deosebită. Senatul, Emilia Arcan, Dan Manoliu, Eugen Țapu. Dan Manoliu la redistribuire, Eugen Țapu la redistribuire. Și nu numai atât, dar Eugen Țapu, din câte am văzut, a obținut și un post în conducerea Senatului. Este vicelider al Senatului, situație în care nu mai poate deține alte posturi. Adică rezultatul PNL-ului la Neamț e destul de slab și totuși liderii capii de listă la Senat și la Camera Deputaților au obținut locuri în conducerile celor două camere. Mugur Cosmanciuc, secretar al Camerei Deputaților. Da. Întorcându-ne la Laurențiu Leoreanu, reluăm o discuție pe care am purtat-o și la ultima noastră întâlnire, aceea a prăpastiei care s-a creat între Roma și Piatra din cauza războiului dintre cei doi lideri, Laurențiu Leoreanu și Ionel Arseni. Este vorba de acel război de neconciliat, adâncit foarte mult în ultima vreme prin atitudinea discreționară a președintelui PSD de a da la rectificare atribut pe care îl are doar el ca și deținător al fotoliului de președinte al Consiliului Județean a 2000 de lei. A fost o bătaie de joc. Bine că gestul s-a repetat și în celelalte primării cu primari liberali, înseamnă același lucru, dar curios că și foarte multe primării PSD-iste din zona metropolitană au primit la fel de puțin bani. Acum, chiar dacă noi ca și comunitate suferim din pricina acestei alocări
reduse, foarte reduse. Totuși vreau să spun că cel care e fără de prihană ar trebui să arunce piatra. Ce se întâmplă? Fostul primar de Roman a promovat intens faptul că a avut o susținere importantă și masivă din partea liderilor politici ai partidului din care făcea parte PDL, a obținut finanțare prin intermediul guvernului Boc și prin intermediul ministrului dezvoltării Elena Udrea. Și atunci a dat apă la atunci, din câte înțeleg eu, a fost o alocare discreționară a fondurilor pentru o anumită localitate, pentru Roman în cazul de față. Noi am beneficiat de acele fonduri, dar a fost o alocare discreționară. Atunci n-ar trebui să aplicăm același standard de analiză? Adică atunci o alocare discreționară a fost bună și n-am avut de contestat principiul după care se alocau acele fonduri și acum avem de contestat alocarea, chiar dacă este tot discreționară? Bine, ei alocarea discreționară este în sine un lucru negativ în politică în general. Ei susțin și aduc următorul argument. Foarte bine, recunoaștem, a greșit, mai ales aripa pedelistă din Partidul Național Liberal, dar este normal să repetăm greșelile? Haideți să facem o altfel de politică. Acum, în politică, fiecare dorește maximizarea poziției proprie din punct de vedere politic. Adică să domine concurența în stafurile de campanie, să vorbește de a ciurui concurența, de a sfârma concurența, de a demola concurența. Acum, fiecare lider politic își dorește maximizarea propriei poziții, iar eu vă spun ca politolog că PSD-ul de la Roman după anul 2008 și PNL-ul a jucat o carte totuși inteligentă din punct de vedere politic. Dar perdantă, într-adevăr, pentru că n-au alocat suficiente resurse în comunicarea politică, de a contra proiectele primarului nou ales, Laurențiu Leureanu, din partea PDL. Aceasta este poziția, până la urmă, inteligentă din punct de vedere politic, adică de a sustrage resurse de sub nasul concurentului, al primarului oponent. Ei n-au avut succes până la urmă, că a fost o mobilizare a societății civile, la care a și contribuit în mod important. Însă PSD-ul, pentru că a acceptat și a colaborat multă vreme cu Laurențiu Leureanu, în plan local și chiar județean, nu a obținut roade politice. Și atunci, liderii politici ai PSD au tras concluzii în timp că a jucat de partea de a colabora cu Laurențiu Leureanu, un foarte bun comunicator politic, nu da roade politice. Și s-au adaptat și au adaptat o nouă politică. Pentru că și Laurențiu Leureanu, până la urmă, a avut grijă, așa cum se practică în politică, să-și răsplătească aliații și să pedepsească pe adversari. Așa se face în politică. Există o carte foarte, foarte bună, Jocul Puterii, scrisă de doi jurnaliști de la Washington, în care se arată cum se răsplătesc aliații sau subalterni și cum se pedepsesc inamicii, deci, în așa fel încât să nu fie ilegal. Deci asta înseamnă că nimic nu sub soare. Exact, nihil nu avea sub soare, într-adevăr. Și partidul, liderii PSD la nivel județean fac această politică veche de când lumea, pentru că și ei, la rândul lor, în vremea trecută, nu au avut parte de o atitudine pozitivă din partea lui Laurențiu. Aici însă intervine în ecuație o altă discuție. Războiul acesta nu mai este unul doar la nivel de formațiuni politice, s-a transformat într-o vedetă personală de orgolii și în care n-a lipsit nici o parte, nici de cealaltă invectiva politică. Haideți să ne reamintim de o conferință de presă recentă între 11 decembrie și sfârșitul anului, când
Ionel Arsenie a dat răspuns lui Leoreanu, care într-o conferință de presă îl acuza pe Arsenie de toate relele pământului și de batjocura aceasta cu alocare de 2000 de semne, amenințându-se reciproc cu DNA-ul. La doar câteva zile vine Ionel Arsenie și îi răspunde primarului Leoreanu într-o conferință de presă de 25 de minute, în care cuvântul profesoraș și deputat redistribuit a fost un leitmotiv al întregii conferințe de presă, la care s-au adăugat foarte multe invective politice de nereprodus în fața unei camere de luat vedere. N-aș folosi termenul de invective. Sunt termeni depreciativi, într-adevăr, peiorativ, profesoraș, cum ați amintit, însă nu le-aș considera invective. Există atacuri politice și o poziționare politică din partea președintelui PSD, care este interesat să recâștige localitatea aceasta pentru partidul său. Cu șanse mari de reușită după ultimele funcția de primar. Și dacă reușește să arate electoratului care votează, atenție, celor care votează în general, că pixul, pâinea și cuțitul stau la președintele Consiliului Județean sau la Partidul Social Democrat, atunci influența politică a președintelui PNL Roman, Laurențiu Leoreanu, va scădea în mod simțitor. Și s-a văzut deja că acest joc între primărie și Camera Deputaților a scăzut serios capitalul de încredere al parlamentarului Laurențiu Leoreanu. Și probabil că această să nu uităm tendință că se va accentua. La alegerile locale, Laurențiu Leoreanu obține cel mai mare scor electoral din țară, 80% din simpatia electoratului, în timp ce acum se duce la cât am spus noi, la 30, Camera Deputaților, 20,03. Mi se pare că la nivelul județului, da. Deci ăsta ce discutăm să alegeri la nivel județului. Într-adevăr, așa cum se spune, e altceva, alte considerente când e vorba de legi locale și când e vorba de legi parlamentare și totuși capitalul de încredere al președintelui PNL Roman a scăzut simțitor și s-a constatat la aceste alegeri și e dubitabil că PNL va reuși să păstreze funcția de primar dacă vor fi alegeri în relativ scurt timp. Alegerile sunt La decizia guvernului sunt prognozate a avea loc undeva prin mai, pentru că la nivelul țării se pare că mai există 8 situații similare de primari de municipii și orașe care au trecut în Parlamentul României, cel mai cunoscut caz fiind cel al Craiovei, unde iată că Olguța Vasilescu este aleasă ministru al muncii. Aici aș vrea să demontez un motiv al de comunicare politică a fostului primar Leoreanu, care spunea că dânsul face administrație și nu prea se ocupă de politică. Iată că el urmează o cale până la urmă, nu singular în rândul politicienilor locali, de a se promova la nivel național. De altfel, am avut diversi foști primari care au fost promovați la nivel național, cum a fost Victor Ciorba, cum a fost Darius Vâlcov, care a fost și condamnat penal după aceea, care au obținut funcții importante în administrația centrală. Deci nu e un mecanism singular în cazul lui Laurențiu Leoreanu, se încadrează într-o mișcare uzuală în rândul politicienilor, de a folosi postul local ca o tramburină spre poziția națională. Imediat după alegerile parlamentare din 2011, chiar s-a arătat dezamăgit Laurențiu Leoreanu, ținând cont de faptul că nu se aștepta la un asemenea rezultat după primirea care a fost făcută în toate localitățile zonei metropolitane. Acum ce se întâmplă? Și opoziția politică din Roman nu prea a construit multă vreme sau între campaniile electorale, nu prea și-au promovat candidați sau locomotive. Și mă refer în special la Partidul Social Democrat. Nu prea și-a promovat la legile din 2012-2016 un lider politic local,
Iată, în 2016, liderul organizației locale nu a candidat, e vorba de Dan Manoliu, un lucru nefiresc în politică. Bine, avea și motivele lui. N-a vrut să părăsească postul de vicepreședinte și a fost unul din vicepreședinții buni ai județului, asta pe de o parte, iar pe de altă parte a căutat să-și limpezească și chestiunile de ordin juridic legate de acel nenorocit accident mortal pe care... A fost într-adevăr și considerat de personal, într-adevăr. Dar dacă nu se construiește din vreme un mesaj politic, mesaje politice, un pachet de mesaje politice, atunci se cunoaște și ce rezultat va fi la alegerile locale. Iată însă că surpriza a fost imensă. Și acum cred că PSD-ul s-a reorientat cu aceste atacuri intense ale lui Arsenie la adresa lui Laurențiu Leureanu, se construiește un mesaj politic în perspectiva campaniei electorale din mai sau când vor fi alegerile. Acum, ce se va întâmpla? Același mesaj pe care l-a folosit Laurențiu Leureanu pentru a reobține un mandat în 2012-16, sprijinul și fondurile importante pe care le-a tras de la centru sau chiar europene, cu sprijinul politicienilor de București, același mesaj îl va folosi PSD-ul de data aceasta. Și de fiecare dată se vede că acest mesaj e de mare impact. Să vedem ce se va întâmpla, pentru că, iată, Leureanu își asumă funcția de deputat jucător, ne spune că el va face mereu o altfel de politică și mai ales faptul că va forma în continuare o echipă cu vicele Lucian Micu, cu cele 15 mandate pe care le are în Consiliul Local din 21, acum rămân 20, pentru că se alege un viceprimar, dar Lucian Micu nu va mai avea drept de vot și atunci practic îi rămân 19 voturi. Va mai obține un vot? Va promova supleantul de pe listă? Nu, se pare că nu va intra supleantul de pe listă, pentru că postul acesta de viceprimar, ba da, intră supleantul de pe listă, asta e adevărat, iar vicele care va fi ales urmează să dețină postul temporar. Deci este pe durată determinată. Adică dacă Micu ia mandatul de primar, atunci la alegerile care vor avea loc, atunci normal că va veni un locuitor. Dar viceprimarul acesta, chiar azi a fost ședință de îndată a Consiliului pe această chestiune și s-a pus problema aceasta a posibilității de a se propune un viceprimar. Se pare că din 15 consilieri, cum spunea Lucian Micu, șansele PSD-ului de a obține un loc de viceprimar sunt spre mai deloc. Spre mai deloc. Un eufemism. Da. Iar ale lor sunt clare și se vorbește tot mai mult despre o altă premieră în politica locală, aceea de promovare a unei femei în funcția de viceprimar. Sunt doar trei, Daniela Suman, Dana Păiuș și Roxana Iorga. După mine, cu șanse foarte mari de câștig, președinta organizației de femei, Roxana Iorga, care azi la ședință și în discuție se arăta chiar mirată de o asemenea ipoteză. Bine, aici a lucrat și intuiția mea de jurnalist, dar se pare că voi avea dreptate și de data aceasta. În privința chiar și numelui sau faptul că chiar vor avea numelui, o viceprimăriță? Da. Chiar a numelui. Aveți o mare experiență și ca urmare v-ați format o intuiție de bun, mare... Acum, după mine, dacă este să analizăm clar, mi se pare o mare greșeală, chiar dacă PSD-ul are numai... deci va mai rămâne acum cu 5 consilieri, nu? 5, dacă îi număr eu bine, 5 sau 6 consilieri. Dom'le, eu dacă aș fi primar, după principiul acela atâți aproape dușmanul, eu aș face tot posibilul să dau postul PSD-ului, că aș mai indulci și relațiile. Astea poate l-aș îndupleca și pe Arsene. Și PSD-ul să ia parte la împărțirea bucatelor sau doar să ascultă creioanele? Acum la 6 voturi chiar că îi rămâne numai să ascultă creioane. Și atunci la ce să
nici nu mă aștept ca PNL-ul să facă această invitație către PSD și nici nu mă aștept ca PSD-ul să ia în discuție măcar această perspectivă. Mai ales că e vorba de disproporție de forțe și ei până la urmă pot să spună electoratul a decis majoritatea PNL-ului să obțină PNL-ul și celălalt post, cel de viceprimar. Ce înseamnă pentru roman, pentru neamț și pentru politică în general noțiunea aceea de deputat jucător, evident, împrumutată de la Traian Băsescu, reminiscență pe de listă? Păi, această noțiune de președinte de organizație jucător e aceeași noțiune care s-a aplicat în cuplul președintelui Băsescu și premierului Boc, fost subaltern al său, prim vicepreședinte al Partidului Democrat, aceeași noțiune care se aplică între președintele PSD și premierul PSD Grindeanu, premierul nou ales, și între președintele organizației Leoreanu și vicepreședintele, unul dintre vicepreședinții organizației, Mico, Lucian Mico. Aceeași formulă de echipă în care unul dictează melodia și celălalt dansează. Da, discutam azi cu un coleg care tocmai i-a luat un interviu actualului primar interimar Lucian Micu și l-a întrebat dacă va merge pe principiul capul tăiat, sabia nu-l atinge sau se va răzvrăti la un moment dat, pentru că este imposibil și chiar Leoreanu adusese în discuție ideea că soția sa îi spunea la un moment dat să nu ajungă în situația pe care o are în familie când își sufocă familia cu dragostea sa excesivă și să nu ajungă în acea situație cu aceea din primărie, pentru că el a declarat clar că rămâne în continuare să facă echipă cu Micu, să vegheze din umbră, mai din umbră, mai de cu adevărat activitatea de la din primăria Roman. În analiza comparată a politicilor, ca să spunem așa, în știința politică există termenul de maturizare a unui om politic. Și un criteriu de analiză a maturizării sau a maturității unui om politic înseamnă și trădarea unui mentor sau unui tutore. Dacă ai trădat un mentor și ai trecut în fața sa cu o poziție politică mai importantă. Există un criteriu acesta de maturizare politică. Dacă ai trădat și eventual de câte ori ai trădat. Există acest concept de maturizare politică, dacă ți-ai trădat mentorul. Și această chestiune de trădare sau de defecțiune, pare cam mult spus trădare. Este des întâlnită mai degrabă o dorință de a da de adaptare. De a da o notă personală activității administrative și politice pe care o va desfășura Lucian Micu. De altfel, în cele două mandate, dar în special în ultimul, el a deținut chiar funcții importante în primăria Romană. A condus cele mai grele compartimente, vorbim de cel financiar contabil, după aceea cel social și ce mai avut, că nu mai știu, Pașca, cu CSM-ul, apropo de asta, renunță și la conducerea clubului sportiv. Evident că e ca să nu intre în incompatibilitate, da. Pentru că e frit cu incompatibilitatea, povestea cu spitalul. Da, într-o măsură tută și nu prea puterea că s-a fript acolo, a reușit să întoarcă, să zicem așa, acea decizie de la anii. Acum, Lucian Micu, adică cel care va candida din partea PNL în 2020 mă refer, până la urmă va fi persoana, presupun, cu nivelul cel mai înalt de încredere în rândul populației locale. Și dacă la Orențiu Leoreanu nu va reuși să arate că în Parlament este un om productiv sau eficient pentru comunitatea locală, s-ar putea ca... Nu-i genul lui, eu cred că va face figură frumoasă.
Nu mă pot pronunța, dar dacă nu prea are instrumente din opoziție, s-ar putea să rămână în umbră și acele conferințe de presă fluviu pe care le făcea, nu le mai poate face din poziția de deputat, pentru că le nu mai va face din cea de șef de organizație, pentru că le-a și promis. Le va face din poziția de șef de organizație, dar nu mai are atât de multe realizări pe care să-și le asume ca și portavocea, pentru că realizările, până la urmă, îi se atribuie șefului instituției, de vedere formal. Acum să vedem că Micu preia aici o serie întreagă de proiecte cu finanțare europeană. Noroc că le-a prins, noroc că are o echipă foarte bună la investiții și la proiecte, la programe și proiecte. Aici este un atu. Acum v-aș fi pus, acum și dumneavoastră și telespectatorilor pun în atenție un scenariu exotic, excentric. S-ar fi întâmplat în organizația PNL, dacă ar fi existat, să spunem, un vicepreședinte de personalitatea lui Sorin Cazan, ca primarul Laurențiu Leureanu să-l propună pe acesta viceprimar și să-i lase moștenire, ca să zicem așa, poziția de putere pe care o are un primar, să fi fost ai anticipat-o. Adică trebuie și o persoană. O întrebare pe care vreau eu să pun, ce se întâmplă cu PRU, care iată a dispărut de pe scena politică și ne-a anunțat Sorin Cazan că se va retrage. Între timp am discutat cu el și am înțeles că nu are de gând să se retragă, pentru că rezultatele sale la neam sunt chiar bune și la alegerile parlamentare. PRU a obținut 2,79. Un partid naționalist, Roman, în vremurile care le trăim, este mereu de răsune pentru o parte importantă a populației. Dacă în acest moment PRU n-a reușit să intre în Parlament, totuși cred că acest discurs naționalist are succes în multe state. S-a văzut în Statele Unite, s-a văzut pregnant de atâția ani, de decenii deja în Rusia. Pretutindeni discursul naționalist are adepți. Și cred că acest eșec al unui partid naționalist s-a întâmplat să fie PRU acum. Nu va fi repetat la legile parlamentare din 2020 sau poate anticipate. Eu nu știu dacă are timp PRU să-și revină după scandalul cu Ghiță. Haideți să vedem ce se întâmplă cu Ghiță. Nu mă refer strict la PRU. Mă refer la un partid naționalist pentru 2020. Nu mă aștept să fie eșec pentru partidul naționalist. Dar nu mai văd altul pe scena politică. Nici acum 2 ani. Nici acum 2 ani nu vedeam noi PRU ca un partid de interes pe concurența politică pentru alegerile parlamentare din decembrie. Și iată că totuși se vorbește acum de PRU. Noi vorbim de PRU ca partid. Da, vorbim, dar din ce în ce mai puțin în ultimul după scandalul cu Ghiță. Și să nu uităm că s-a dus una din marile surse de finanțare. Ghiță acum, deși ar rezolva problemele, pierde cauțiunea, pierde mai mult ca sigur când va exista interesul, va fi adus. Într-adevăr, PRU a plecat cu stângul în lupta politică. Acum, la alegerile parlamentare, mă refer, n-a avut lideri de mare nivel de notorietate sau de nivel de încredere în rândul populației. Într-adevăr, PRU pare că are șanse reduse de a face performanță. Totuși, pentru 2020, un partid naționalist cred că are șanse importante de a intra în Parlament. Așa cum îl știm amândoi pe Sorin Cazan, va rămâne el în politică sau se va lecui? Pentru că cel puțin din partea familiei nu va mai avea sprijin. Acum, vă mărturisesc, chiar dacă am colaborat sau i-a fost subaltern lui Sorin Cazan o vreme sau în niște vremuri, nu-l cunosc într-o atât de bine încât să mă pronunț dacă dânsul ar rămâne sau nu în politică. Nu-mi dau seama dacă ar rămâne sau nu în politică. A avut eșecuri sau și semi-eșecuri repetate. Dânsul însă este un om rezistent, este un om puternic. Nu știu ce măsură va renunța la politică.
Da, politica nu se face de unul singur, asta e important. Și dacă el, care a muncit atâta să coaguleze o echipă care a fost, după părerea mea, mai puternică la parlamentare decât la locale, acum nu va mai avea resursele, efectiv resurse financiare să o mai primească, pentru că să fie clar că una din principalele resurse financiare ale PRU-ului era Sebastian Ghiță. Nu ne îndoim niciunul, cred că, de realitatea asta. Eu, ca politolog, nu pot să mă pronunț care era sursa principală de bani a PRU, însă am această ipoteză, mi se pare o ipoteză rezonabilă, că ar fi fost Sebastian Ghiță, plus la care se adaugă fonduri din... Cercul său de asociați. Și fonduri din exterior, așa cum vin în contrapondere cu acest partid... Sunt sceptic... PSR-ul, da? Că nici nu știu încă numele. USR. Uniunea Salvați România. Uniunea Salvați România, da. Acum, eu sunt sceptic că organele de monitorizare, SRE, parchetul, ar permite o finanțare a unui partid politic în România, masivă, pentru că ar fi trebuit să fie masivă ca să poată face atâta publicitate politică, din partea unui stat ostil României. Da, Ungaria, da, Ungaria e prietenă României. Face parte din acea... Și UDMR-ul, contrapondere UDMR-ului. Ungaria face parte din organizații internaționale, cum ar fi NATO și UE, din care face parte și România, iar Ungaria și România sunt asociate minore ale aceleași mari puteri, Statele Unite. Sau ale unor, aliatul strategic. Sau ale unor puteri mijlocii, cum ar fi Germania, să spunem, sau Franța, sau Marea Britanie. Și de aceea nu cred că există o relație de ostilitate între România și Ungaria și e permis o finanțare, dacă există, din partea Ungariei. Din partea unor state estice, însă nu, probabil că nu-i permisă. N-ar fi permisă de către organele statului așa ceva, pentru că organele statului ar fi favorizate de a dezvălui o presupusă finanțare și de a demola de la rădăcină o asemenea perspectivă de a fi influențată politica românească de la Est. De la Est, de la Vest... De la Vest se permite, de la Est nu. Cert este că în România pătrund bani prin aceste ONG-uri care, iată, și-au impus un partid, nimeni n-ar fi crezut că USR-ul va obține 8,77% la neamț. Este o cifră... Acum, eu nu cunosc ca pentru USR să fie o finanțare din partea unor organizații non-guvernamentale. Dar este de notorietate discuția aceasta publică, în spațiu public. Există aceste persoane juridice care să finanțeze USR și să fi făcut dezvăluirea USR, pentru că ei și-au publicat la un anumit moment finanțatorii. Din câte cunosc, există persoane fizice și cel mult poate să mai existe și societăți comerciale care finanțează. Da, se spune că toate aceste bani nu să fie direcționare prin ONG, mi se pare că ar fi... Nu cunosc să existe așa ceva. Rămânând tot în perimetrul acesta al campaniei electorale, a fost una din cele mai anemice, să-i spun tot eufemistic vorbind, campanii electorale, terne... Nu cred. Nu, misterea mea este că, din potrivă, a fost o campanie electorală obișnuită cu... Nu au fost prea multe atacuri... Cu poziționările tipice. Acum, ce se întâmplă? Că noi ne-am obișnuit cu scandalul politic. Care are sarea și Concurenții Partidului Social Democrat, într-adevăr, au atacat intens în lunile, în anii, în săptămânile și în zilele de campanie. Dar PSD-ul nu a răspuns cu aceeași măsură, cu aceeași unitate de măsură. A fost politica aceasta lui Dragnea de a... Și din punctul ăsta de vedere, poate considerați ternă lupta politică, adică o luptă politică la un nivel redus. Pentru că PSD-ul a zis că nu e cazul să intre într-o dispută retorică cu concurența, pentru că au estimat că un discurs mai aplicat la exact cu mesaje direcționate spre electoratele vizate ar da mai multe rezultate și a dat rezultate. Însă a săpat cu sârg la temelia PNL-ului.
care se află în prag de destructurare? PNL-ul într-adevăr are probleme importante, pentru că din câte am văzut eu, opoziția pe care o face Uniunea Social, Uniunea Salvați România, este mult mai prezentă în spațiul public decât opoziția pe care slabă, face PNL. Da, dar slăbuță. Slăbuță ca nivel politic vorbim. Cei mai slabi plus... Dacă studiați, de exemplu, media socială, vedeți că există demascări ale parlamentarilor USR, ale practicilor parlamentare, ale PSD și ale celorlalte partide vechi în Parlament. Există deja o comunicare politică intensă din partea USR. Deci se demască deja practicile politice. Da, să luăm episodul Clotilde Armand. Cine și-ar fi închipuit divorțul acesta atât de zgomotos de această Uniune Salvați România? Eu, ca politolog, m-am așteptat la această chestiune. Acum, ce se întâmplă? Eu, ca politolog, am observat că președintele partidului, Nicușor Dan, nu este strălucit din punct Nicușor de vedere. Nicușor Dan avea un nivel de prezență în mass media, sensibil, apropiat de cel al unei persoane de nivel 2 din conducerea acestui partid, Clotilde Armand, și, în general, două săbii nu încapă în aceeași teacă. M-am așteptat ca, la un moment dat, una dintre aceste personalități să piardă lupta politică internă și cealaltă să o câștige, ceea ce se pare că se și produce în momentul de față. Și dat fiind reticența unei mari părți a electoratului român de la nume străine, m-am așteptat ca persoana care ar fi pierdut, personalitatea care ar fi pierdut, să fie Clotilde Armand, ceea ce se și întâmplă, mai ales că până la urmă a fost o boacănă politică din partea unei persoane apropiate, din partea soțului acesteia, de a ataca însăși fundamentul de construcție a partidului politic, adică acest partid... Și a devalat foarte multe secrete din interiorul partidului. Nu cunosc. Iar formațiunea n-a avut timp să se, după ce a câștigat la modul în care a câștigat Uniunea Salvați Bucureștiul alegerile locale, ea n-a avut timp să se pregătească, pentru că a fost prea scurt timpul pentru a se pregăti pentru parlamentare. Rezultatul este normal. Nu mi se pare un rezultat prost, slab pentru USR. Ei și-au propus 10%, au scos 9%. Da. E un rezultat normal pentru faptul că n-au avut organizații politice deja în județe, în localități. I-a costat foarte mult. 9% și modul în care înțelege deja să facă o opoziție, cred că reprezintă o investiție cu o amortizare foarte bună în viitor. Cine și-l asumă până la urmă pe Cioloș? Bună întrebare. Eu, ca politolog, mă întreb, oare îi se permite lui Dacian Cioloș să intre în fruntea PNL? Pentru că dacă intre în fruntea PNL, se va întâmpla în planul scenei politice aceeași situație cum s-a întâmplat între PD și facțiunea desprinsă din PNL, Partidul Liberal Democrat condus de Stoloșan. Pentru că nu s-a permis ca celor două partide să existe în același timp pe scena politică și să aibă același mesaj. Anti-PSD și anti-PNL într-o măsură și au fost fuzionate rapid. De aceea mă îndoiesc că i s-ar permite lui Dacian Cioloș să promoveze PNL, să ridice cota PNL, pentru că până la urmă cred că USR-ul îi s-a destinat un rol anume și nu da, poate să fie... Da, bate retragerea acum și Iohannis. Haideți să ne uităm la gafele pe care le-a făcut acum cu guvernul acesta PNL. Credeți că sunt gafe? Nu cred că există vreo gafă din partea președintelui în privința guvernului, modului de desemnare a premierului. Păi, vorbim de... Dimpotrivă, ceea ce a făcut... Primul ministru... Ceea ce a făcut Klaus Iohannis când a fost vorba de desemnat prima propunere a PSD și a doua propunere a PSD este ceea ce face Arsenie în județul Neamț. Arată la cine este pâinea și cuțitul și se poziționează ca adversar politic la un concurent. Același lucru se întâmplă la nivel național. Klaus Iohannis arată cine are pâinea și cuțitul. Vorbim aici de această excepțională femeie, ministru al dezvoltării. Am un lapsus acum cum se numește. Schneider. Sevil, da. Sevil Schneider. Shaihedin, parcă ceva de genul ăsta. Da. Tătăroaica.
O femeie cu totul și cu totul deosebită, atacată atât de puternic mediatic, linșată practic mediatic și pusă în postura de a renunța singură la acest post de premier. Dumneavoastră, vedeți aici iarăși o perversitate în politica românească. Adică nu se admite ca această persoană desemnată pentru premier să fie și premier de către președinte, nu s-a spus de ce, nu se admite să ocupe o poziție de mare semnătate în structura de stat, prima dată, și acum se pare că s-ar admite să ocupe totuși o poziție aproape la fel de însemnată, să fie vicepremier, ministru al unui cel mai important, fondurile cele mai mari pe mână. Adică e o perversitate, ori e bună, ori nu e bună. E o jumătate de măsură. N-ai ști încă președintele să explice de ce a fost, ce rol a avut serviciile secrete. Dar o va admite până la urmă pe Sevil Shahedin sau cum se numește, în poziția de vicepremier și de ministru? Dar este deja vicepremier. A fost adepușul rământul. Și atunci avem o perversitate și mă gândesc în felul următor că această perversitate este convenită între cei care parcă se atacă unii pe ceilalți. Apropo de episodul acesta, am urmărit cu extraordinar de interes și am schimbat canalele prin telecomandă, posturile centrale de televiziune, pentru a vedea momentul în care a jurat aceasta. Că toată lumea se întreba cum va jura cu mâna pe Coran, că ea fiind musulmană, trebuia să pună mâna nu pe Biblie, ci pe Coran. Nu știu cum a... Nu s-a dezvăluit. N-am urmărit. Chiar am urmărit, chiar m-a interesat aspectul acesta. Ultimul mesaj, de fapt, Ciprian, Ciprian, că am terminat. Ce înseamnă alegerile acestea parlamentare? Ce ne rezervă viitorul pentru Roman? Pierde sau nu PNL-ul postul de primar? Care sunt șansele PSD-ului de a... Pentru că n-are pregătit la Roman niciun om, trebuie să recunoaștem asta. Într-adevăr, a fi o luptă foarte interesantă la Roman pentru a desemna primarul și acum PSD-ul presupun că va trebui să-și construiască un lider în mai multe luni și de aceea guvernul PSD va și amâna poate aceste alegeri undeva spre vară ca să aibă timp să-și construiască în această localitate, dar poate și în alte municipii. Sunt opt situații. Și în alte municipii un candidat viabil care să poate să obțină poziția în dispută. Acum însă consider că e o tensiune foarte interesantă la nivel național, din punctul de vedere al mesajelor, pentru că între USR și PNL. E o tensiune foarte interesantă pentru că, până la urmă, cineva trebuie să-și asume rolul de lider al opoziției și există chiar trei facțiuni în Parlament care sunt puternic acuzatoare la adresa puterii politice, vorba de partidul fostului președinte Băsescu, e vorba de USR, un partid care pare că va avea un rol însemnat, pentru că are și o susținere probabil externă. Și vorba de PNL, partidul președintelui actual. E foarte interesantă această tensiune politică. Ultima întrebare. Va trece Leoreanu la ALDE așa cum se susține, deși el a negat categoric lucrul acesta? Mă depășește această chestiune. Pentru că racolează intens ALDE, au nevoie de majoritate totală. Această chestiune mă depășește. N-aș putea să mă pronunț, nu am detalii nici de culise, nici informații anterioare de unele tatunări. N-aș putea să mă pronunț. Da. Mulțumesc pentru prezența în emisiune și te mai aștept și altă dată aici la Roman 24. O zi bună, stimați telespectatori!